începe concursul Trofeu la Anteneața. Dacă ai între 7 și 18 ani, crezi că ai voce și știi să cânti, atunci înscrie-te pentru preselecția ce va avea loc pe 4 iunie la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu. Dacă ne convingi, Anteneața te ia în finala de pe 10 iunie, unde te așteaptă multe surprize. Vino și câștigă trofeul Anteneața. Pentru mai multe detalii, intrați pe Facebook-ul Anteneața. Bună, sunt Nico. Te aștept pe 4 iunie la preselecția concursului Trofeul Anteneața, care se va desfășura la Biblioteca Județeană Argeș. Să nu uiți! Anteneața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața la Anteneața! Da, a fost pentru ultima oară acest promo. Trebuie să-l schimbăm, deoarece avem parte de finală. De ce spunem asta? Pentru că ieri am ales finaliștii. Da, ieri au fost preselecțiile la Trofeul Anteneața. Cred că au fost în jur de 130 de copii care au venit la preselecții. Foarte mulți, foarte mulți, și le mulțumim pentru asta, mulțumim. Foarte talentați, voci extraordinare, din păcate. Și vă rugăm să ne iertați, cei care nu vă veți auzi astăzi numele pentru final. Mă, până la urmă îți dai seama, din cei mai buni am ales pe cei mai buni. Da. Da. Vă mulțumim mult că ați venit ieri într-un număr atât de mare la preselecțiile Trofeului Anteneața și asta arată că noi contăm pentru dumneavoastră și vă mulțumim într-adevăr. Și nu uitați, în final avem parte de foarte, foarte, foarte multe surprize, așa că nu ratați finala din 10 iunie. Trebuie astăzi, să fiți acolo. Astăzi o să anunțăm câștigătorii, astăzi o să anunțăm pe cei care o să intre în finală, în finala de pe 10 iunie, așa cum spuneai și tu, Alexa. Astăzi o să vină alături de noi o parte, dacă vreți, din membrii juriului, pentru că ei o să fie cei care o să anunțe câștigători. Da. Da. Pentru că avem, bineînțeles, și epigrama zilei și care și se potrivește că... e cu preselecțiile. Cine cântă se numește? Cine noi doi? Nu, eu clar nu. Deci, cine cântă se numește? Dacă spui un cuvințel și iese un cântecel, pentru părinți ești un dar de la Domnul plin de har. Constantin Mândruță ne-a trimis epigrama, îi mulțumim pentru asta și bineînțeles așteptăm și pe cele de săptămâna viitoare. Da. Și vă provocăm, domnule Constantin Mândruță, faceți-ne unul și pentru finală, poate chiar mai lung. Da, corect. De ce nu? Un sonet... Da, corect. Da. Un rondel. Trimiteți-ne, bineînțeles. O facem și vremea, nu? Vremea repede, da, revista da, presei da. Repede, pentru că avem foarte multe de discutat, pentru că v-am spuneam că vine o parte din juriul care a fost ieri la preselecții astăzi alături de noi și o să discutăm despre fiecare categorie în parte, despre cum au fost concurenții ieri. Așadar, vremea repede, repede. Vremea repede. Vă spun așa, vremea va fi deosebit de caldă și astăzi și în weekend, dar temperaturile, chiar dacă rămân ridicate, vom avea parte și de ploi. Cum a fost și ieri, așa, de scurtă durată. Niște furtuni, dacă le putem spune așa. Însă nu vom avea parte de cantități excesive de apă. Așa că zic, să ne bucurăm de acest weekend și de ziua de astăzi, care se anunță și ea frumoasă, cu 30 de grade în termometri, iar weekendul se va încadra la fel, între 28 de grade și 33 de grade, chiar vreme de plajă, iar acum sunt 19 grade. Vom vedea până la finalul matinalului ce ne mai rezervă vremea, dar asta e, chiar dacă plouă 50 minute, ne trece, deoarece temperaturi de 30 de grade, am terminat revista presei. Anteneața! De ale noastre o să fie cea mai rapidă de ale noastre din istoria Anteneața, pentru că, așa cum vă spuneam, avem mulți invitați astăzi. Argeșul pe prima pagină are așa materialul de deschidere în Argeș, nici vocea opoziției nu se aude mai deloc, e puțin spus. Tudor Pendiuc se află tot în spital. Ieri Tudor Pendiuc ar fi trebuit să fie adus în fața magistraților. Procesul a fost însă amânat, întrucât primarul suspendat al Piteștiului se află internat la secția de cardiologie a spitalului Fundeni din Capitală. Detalii citiți dumneavoastră în Argeșul. Ce se întâmplă, doctore? Direcția de Sănătate Publică Argeș a făcut public raportul privind starea de sănătate a populației în luna aprilie a anului în curs. Datele sunt din nou îngrijorătoare. Calinic a profețit moartea lui Teoctist. Anul 2007 a fost unul foarte trist pentru Biserica Ortodoxă Română. Prea fericitul Teoctist s-a stins din viață. Părintele Calinic știa însă despre această dispariție cu câțiva ani în urmă.
Și mai citiți din Argeșul: județul rămâne fără academicieni, patron din Topoloveni suspectat de evaziune. Mai e cineva care nu e suspectat de evaziune la noi în județ? Din ce în ce mai puțin. Sărbătoare la Dacia. Dacia a sărbătorit ieri împlinirea a 10 ani de existență a centrului său logistic de la Mioveni. De la acest centru sunt aprovizionate cu piese 17 uzine pe care grupul Renault-Nissan le are în întreaga lume. Aflați mai multe din ziarul Top. Burse pentru cei mai buni elevi și studenți argeșeni, iar Claudiu Niculescu ar putea părăsi banca tehnică a echipei Mioveni. Nu știu ce se va întâmpla dacă voi primi o ofertă de la o ligă, de la o echipă de Liga 1. Și nu mai sunt bani pentru drumuri, ne spune Narcis Sofianu, consilier județean. Iar 150 de elevi au absolvit studiile de la liceul teoretic Iuliu Zamfirescu din Mioveni. Mai multe aflați din ziarul Top. Da, curierul zilei. Curierul zilei pe prima pagină. Socialdemocrații vin cu majorări în loc de măsuri sociale. Gazele se scumpesc. Au scăzut TVA la alimente, au majorat pensiile și salariile și acum se neacă la mal prin această măsură. Cum se vor scumpi gazele, se vor majora și prețurile la toate celelalte produse. Așa ceva nu se poate. Ei nu sunt un partid social cu măsuri în beneficiul cetățenilor să-și schimbe titulatura sau mai bine să plece de tot. Radu spune acest lucru. Probabil este un sondaj printre piteșteni. Codrul s-a mutat în camioane. Iată rondul curierului în Domnești, Pietroșani, Coșești și Dârmănești. Felicitări curierului zilei pentru că face un asemenea rond. Bineînțeles, este vorba de defrișările ilegale care au loc, sau legale, care au loc în județul da, nostru. Da, le putem numi legale. Legale, da. Iar bombă din Monden, Rihanna are un nou iubit. Rihanna are un nou iubit? Da. 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 Tot bombă din Monden, Pendiuc rămâne în arest, spun și colegii de la Curierul Zilei și este tot în spital. Consilierul PSD Nicolae Dumitrescu nu vrea vile țigănești în centru. Nici da. Noi. ACS Academica se desființează, iată de la sport ce aflăm, și sărbătorile Argeșului țin o săptămână, așa au decis consilierii județeni. Citiți dumneavoastră din Curierul Zilei mai multe despre aceste subiecte. Cam aceasta ar fi revista presei de astăzi, așa cum vă spuneam. Am încadrat până în 10 minute, deci putem. Da. Se poate, doamne, se poate, da. Deci, revista presei s-a încheiat. Da. Dacă doriți dumneavoastră, cumpărați ziarele respective, pentru că citiți mai multe în ele, bineînțeles. Și astăzi vă spuneam că o să stăm de vorbă despre ce s-a întâmplat ieri la preselecții, despre ce s-a întâmplat la trofeul Anteneața. Și alături de noi au venit a venit o parte din juriul care a fost ieri la preselecții. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim mult pentru preselecțiile de ieri. Vă mulțumim că și astăzi vă aflați alături de noi. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Costu Vesigre. Marius Bălan, îl cunoașteți, pop opera singer. Cristina Neacșu, solistă teatrul Alexandru Davila. Bună, sunt alături de voi. Vera Negoșanu, solistă. Bună dimineața, cunoașteți tuturor. Nu mai are nevoie de prezentare. Doamna Adina Sima, profesor de canto. Cu toată stima, cum ar spune. Bună dimineața. Da. Stima. Adina Stima. Vă mulțumim că v-ați trezit după maratonul de ieri. Cine a dormit? A dormit cine cineva? Să doarmă. După ce a văzut ce scrie vorba aici. Taram. Mă gândeam că cine a mai putut să doarmă după un asemenea val de voci extraordinare și tineri talentați, nu? Din județul nostru. Stai lângă mine. Uite așa mi-a cântat totul nostru. Stai lângă mine. Cine a cântat mai stai lângă mine? Un concurent. Tăi. Da, un concurent. Da. Nu, dar din concurentă. Cum a fost? Marius, începem cu tine? Nu. Nu? Păi, doamna, sunt doamna, trei exponate. Vorbește mult, dar trebuie să începe. Știm. Când... A fost o experiență foarte interesantă, pe lângă faptul că aș vrea să mulțumesc pe această cale că Marius a avut plăcerea în mod special să fac parte din acest juriu. Și chiar este un juriu deosebit, având în vedere că toți sunt foarte dragi și toți sunt foarte mari talente. Chiar dacă noi nu ne-am făcut cunoscuți pe plan național sau internațional,
Nu știu dacă valoarea constă neapărat în a-ți face un nume la televiziuni în general comerciale, cât înseamnă valoarea sufletului, talentul pe care l-ai moștenit de la Dumnezeu, și atunci formăm o echipă extraordinar de minunată, ne-am înțeles extraordinar de bine. Asta am făcut o paranteză pentru noi ca juriu, iar concurenții a fost pe măsura așteptărilor mele. De ce să nu recunosc? Nu am fost nici dezamăgită, am fost foarte încântată, m-am așteptat să găsesc voci foarte bune. A fost chiar o discuție mai nu aprinsă, pot să spun așa, mai... Luat-o fug direct. Na. Tu ai la valieră, Marius. Pentru că... Știu, tocmai de-aia, vreau să mă aud. Vocile foarte bune trebuie scoase în relief și trebuie să punem amprenta pe ele. Noi am considerat că am jurizat foarte corect. Câțiva dintre colegii mei au și elevi în concurs, dar n-a avut nicio legătură, a fost fiecare ce a considerat că este foarte... Trebuie să vă spun că, într-adevăr, n-a avut nicio legătură, da, am asistat după la dezbatere, la ce a făcut juriul, la alegerea finaliștilor, chiar n-a avut nicio legătură. Exact. Iar ca paranteză, dacă tot s-a format așa o echipă, eu o numesc o echipă, da, continuăm suntem, și la anul? Cum să rog? Ia uite, băi, ne-au filmat ăștia. Noi vrem să să mergem mai departe cu dreptul și concurenții la fel să meargă cu dreptul la acest concurs, pentru că ei au această posibilitate de a se lansa pe calea televiziunii și au alte șanse față de ce am avut noi. Și atunci ei trebuie să profite din plin, să se bucure că juriul este un juriu tânăr care n-are procese de conștiință sau au anumite lucruri care nu le plac de la viață. Nu, ne place viața, ne plac lucrurile frumoase și ne place această dimineață că suntem alături de voi să spunem concurenților care participă. Corect. Doamnă, credeți-ne, este o onoare și pentru noi că faceți parte din acest juriu. Mă refer la toată lumea, bineînțeles. Este o onoare și pentru noi că ați susținut acest trofeu Anteneața și până la urmă ați susținut, iată, tinerii din județul Argeș, tinerele talente, pentru că avem foarte multe și mă gândesc că este încă o șansă, iată, de afirmare și de promovare a acestor tinere talente. Vezi, dacă la început te panicase când am anunțat concursul, doamne, ce facem dacă nu vin copii? Ce spui acum, după câți concurenți am avut? Nici nu le-am făcut problema că nu vor veni copii. Eu fac o altă problemă și mă scuzați, nu vreau să monopolizez discuția, însă să știi că la anul cu niște ore, uite, ai, alegeți după cine vrei, poate participi, îți împlinești visul de care eu? Mi-ai zis. Păi da, eu? Nu știu că am vorbit. Eu am o vorbă de obicei, știi, când mă surprinde cineva, Jesus, să particip, eu crede-mă, nu m-ai auzit când, sau de fapt m-ai auzit că ai fost odată invitat aici la noi, mi-ai dat microfonul și am început să urlu în acel microfon, dar, mă rog, de obicei, nu trebuie cu până acum. Și pentru ce este mai dar, asta vreau să spun și eu cu atâția profesori talentați aici. Ai de ales. Cred că și din mine, chiar și din mine o să iasă o voce. Da. Bun, cine ne citește câștigătorii la prima categorie? Categoria 7-10 ani. Eu sunt. Eu sunt cea mai mică, deci eu voi citi. Bun, deci cei care au avut între 7 și 10 ani să fie foarte atenți, pentru că, atenție, urmează. Greu. Categoria 7-10 ani e categoria cea mai simpatică. Întotdeauna, într-un concurs, copiii între 7 și 10 ani sunt cei mai simpatici, pentru că sunt cei mai spontani pe scenă. Da, sunt imprevizibili, nu prea știu ei ce sale a emoții și atunci sunt foarte naturali. Ne-a fost foarte greu să alegem 7 concurenți, din câți au fost? Vreo 30. Eu am zis că au fost 27, nu mai zic. Deci din 30 de concurenți au rămas doar 7. Și aceștia ar fi de fapt 8 la prima grupă. 8. Ciucă Maria, Ciuflea Filip, Ciuflea Lea, Dumitrescu Patricia, Mihail Patricia, Popa Denisa, Rădău Ana Maria și Toma Daria. Nu scrie aici care de prin ce orașe sunt, dar vă pot spune că nu sunt toți din Pitești. Da, într-adevăr. Unii sunt din Mioveni, unii sunt din Pitești, după cât mi-amintesc eu,
parcă și din Câmpul Lung. Și unii din alte orașe. Bine, eu vorbesc de categoria 70 ani, că și la celelalte grupe sunt și din Câmpul Lung și din... Curtea de Argeș. Exact. Da. Oricum, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț este că și piesele sunt foarte echilibrate. Și da, n-am citit piesele. Mă gândesc că poate unii dintre ei nu le vor schimba. Sau le vor schimba, nu știm, vedem ce vine în concurs. Ar trebui să rămână aceleași, nu? S-ar bate cu regulamentul și atunci n-am mai... Ok, atunci rămân, poți să citești și piesele? Da, sigur. Ciucă Maria va cânta Coșarul, Ciuflea Filip va cânta Fata de la Parter, Ciuflea Lea va cânta Circul, Dumitrescu Patricia, Stai lângă mine, mamă. Na. Mihail Patricia, Love You Like a Love Song, Popa Denisa, Am capul în nori, Rădău Ana Maria, Zunea, Zunea și Toma Daria, Skyfo. Melodii grele la unii dintre copii. Da. Așa cum au fost și la celelalte grupe, foarte grele. E o generație care alege să cânte niște cântece mai dificile. Da, este o discuție foarte interesantă aceasta. Iată copii destul de mici, copii care nu sunt formați, care nu au vocea foarte bine formată și aleg să cânte, să vină în concursuri, iată, cu niște melodii mult mai dificile decât ar trebui. Da, corect. Da. Pe unii îi duce vocea, asta e, este o altă generație. Nu mai cântă ce cântam noi când eram mici, melodiile alea de copii. Corul de piatră, sunt foarte drăguțe melodiile acelea, numai că acești copii din generația asta au altă matrice. Și în momentul în care vin cu melodii mai grele și le vin bine melodiile pe voce, normal că... Adică cine a fost între stradă? Da, asta că n-aveți, este. N-aveți microfon? Da, legat de această discuție, asta vreau să vă întreb. Nu credeți că îi și dezavantajează până la, pe unii la un dintre moment ei, dat? Da. Pe unii dintre ei, da. Depinde cum se așează melodia pe voce. Aici intervine oarecum profesorul. De multe ori profesorul spune, nu ți-ar veni bine, însă copilul nu reacționează cum trebuie, în sensul că îi place melodia aia. Îi place, este în trend melodia respectivă și atunci încerci să faci ceva pentru el, încerci să-l faci să o cânte. Uneori reușești dacă este foarte înzestrat, dacă nu, mai puțin. Reușește să o cânte la un anumit nivel, însă nu o poate interpreta. Ori noi aici, pentru acest trofeu, am căutat numai piese care să fie cântate. Mulți cântă, dar puțin interpretează. Până la urmă, piesele au făcut diferența. Exact, am căutat pachete, în sensul că acel copil care a venit și a cântat, nu numai că a cântat bine, dar a avut și o prestație pe măsură pentru piesa respectivă. A avut moment potrivit, a avut atitudine potrivită, a avut îmbrăcăminte potrivită pentru melodia respectivă. Și atunci... A contat și acest lucru? Cât de normal, mult a contat și acest lucru? Foarte mult. Totul cum... este un întreg. Corect. Nu poți să-l pui doar acolo pentru că are o... Dar vă spun eu, cine are o voce senzațională știe și ce să facă cu ea. Dar mulți dintre copii vin, au o voce frumoasă, stau cu ochii în pământ, nu au atitudine, la asta trebuie lucrat. Da, sunt speriați și în momentul în care vin la preselecție, cel puțin, speriați și te gândești, dacă suntem câțiva aici și ei sunt așa de speriați, e logică în momentul în care, să zicem, îi scoți în finală pe o scenă mare unde sala este plină și unde stresul e și mai mare, da, presiunea e și mai mare, se pierde. De multe ori le spun așa, la repetiții îmi dați 100%, dacă vreți să rămână pe scenă, 70%. Dacă nu, dacă la repetiții îmi dai 50%, pe scenă rămâne, se duce la jumătate, bravo, deci nimic. Și atunci de aceea le ceri foarte mult în repetiții și în preselecții trebuie să dea. Haideți să vorbim și de a doua categorie. A doua categorie îmi revine mie. Eu sunt un pic mai mare decât tine. De la platforme ni se trage. Înainte de a citi lista, vreau să dau și eu cu părerea. Vă rog. Că de aia am venit. Nu sunt prima oară într-un juriu. Nu sunt prima oară la un concurs de copii. Pe unii dintre ei știam. Unii au evoluat, unii însă au stagnat sau, de ce nu, s-au dus un pic în jos.
asta ori pentru că li s-au dat cornițe, ori pentru că pur și simplu s-au culcat ei cu, pe urechea pe o parte și au spus că ok, dacă am luat 3, 4, 5, 6, 7, 800 de premii, gata, nu mai e nevoie. Și au avut ușor o atitudine prea plin de ei, așa, prea sigur pe ei și din cauza asta au pierdut. Au fost taxați de fiecare dintre noi, adică toți am sesizat aceleași treburi. Cum am spus, au fost discuții mai aprinse, mai neaprinse. Ideea este că atâta timp cât există discuții într-un juriu, e clar că obiectivitatea există și că avem undeva, pe undeva aceleași păreri și pe undeva, dar e bine, e bine. Eu spun că sunt discuții constructive. Nu mai vreau să țin copiii de 11-14 ani în suspans și nici pe voi, cu toate că sunteți cu lista în față. Ok, primul este Istrate Adrian, felicitări, le spun tuturor. Badea Ștefan, Ivașcu Eduard, pam, 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 pam. N-am nicio legătură cu Ivașcu Eduard, nu știu cine este, a fost ieri pentru prima oară când l-am văzut. A trebuit să menționez acest lucru. Da, și a fost, da, și a fost un episod haios, a fost un episod haios pentru că am auzit Ivașcu și tot eram cu fața spre Costi și a zis, n-am nicio legătură. E, după ce a început să cânte, zic că mă, parcă ar fi fratele meu, sau ceva de genul. Ok, Ivașcu Eduard, acolo am rămas. Turs Flora Marina, Dobrinescu Irina, Popescu Alexia și Stoian Mara. Felicitări tuturor. Am să dau citire și pieselor. Istrate Adrian, Your Man. Badea Ștefan, Rise Like a Phoenix. Ivașcu Eduard, One Moment in Time. Sturs Flora Marina, No Promises. Dobrinescu Irina, Price Tag. Popescu Alexia, It's So Quiet. Și Stoian Mara, Black Widow. Your Man, Rise Like a Phoenix, One Moment in Time, No Promises, Price Tag, It's So Quiet, Black Widow. Cum vi s-au părut melodiile, având în vedere, iată și tinerii și vârsta până la urmă, doamnă? Rise Like a Phoenix, la vârsta de 10 spre 11 anișori. Cam nepotrivită? Cam, nu nepotrivită, este o piesă foarte grea, să fim serioși, adică sunt oameni cu acte în regulă. Cântăreți? Care nu cântă. Nu, nu cântă. Scurt, este o piesă pe care Concita, mă declar fan, puteți să dați cu pietre, mă declar fan Concita, i-a dat o chestie pe care dacă te apuci la 10 ani, deci, zic Concita. Că... Concita are o sensibilitate venită aparte, dintr-un pe sub barba aia. Dar e o sensibilitate feminină. Da, e o sensibilitate, adică eu de fiecare dată când o văd, îl văd, whatever, o văd, am senzația că tipa asta chiar își bate de joc de noi și și-a pus barbă și mustață. Adică, wow, este o greșeală a naturii. Dar, așa, Rise Like a Phoenix la 11 ani, wow, 10-11 ani, wow, alegere grea, dar ne-a uimit. A adus-o, ce să mai. One Moment in Time, din gura unui băiat, iar am rămas uimiți. Foarte bine. Price Tag a fost o piesă cântată de vreo 3 sau 4 ori. Interpretări diferite, toate reușite. Asta chiar a ieșit din peisaj cu totul. It's So Quiet, o piesă iar foarte ciudată. Nu mă așteptam să aud... pe niciunde. Nici măcar la... Da, nu pe niciunde. Adică e o piesă chiar foarte ciudățică și pentru noi ăștia mai mari. Foarte rară, da, foarte rar cântată, spectaculoasă și bine interpretată. Nu mai spun de Black Widow. Your Man, n-am vorbit de Your Man și nu vreau să se înțeleagă, Doamne ferește, că am ceva cu niciunul sau că aș scoate pe cineva în evidență. Piese, cum spunea și Marius, echilibrate, foarte bine interpretate pentru toate categoriile de vârstă. Vreau să-i felicit pe toți, pe toți, pe toți din toată inima și pe cei care nu se află aici pe listă. N-a fost ziua lor bună. Știți că eu am mai vorbit cu voi și v-am spus că de obicei la concursurile astea se întâmplă
aspectul ăsta. S-ar putea să avem surprize de cash de cei de pe listă. Să aibă o zi proastă. Ok, n-a fost ziua lor, n-a fost momentul lor, n-a fost anul lor, n-a fost ediția lor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm. Până la urmă, muzica, eu așa am definit-o un drog pentru care, Doamne, îți mulțumesc, nu s-a găsit antidot, da? Deci e acolo în sânge, talentul nu ți-l ia nimeni. Munca, în schimb, trebuie să o prestezi tu. Odată cu ajutorul nostru al profesorilor și odată tu acăsică singurel. Pentru că asta le spun și lor la clasă. Ok, la clasă facem, îți arăt, îți explic. Acasă pune în aplicare, eu în locul tău nu pot să cânt. Și asta e munca lor, prestată acasă, între pereți, în fața oglinzii, în baie, în bucătărie, de dimineață până seara. Da? Deci nu vă lăsați, orice ar fi, muzica nu pleacă, talentul nu pleacă, dar trebuie foarte, foarte multă muncă. Extraordinar de multă muncă. M-am și emoționat gândindu-mă câtă muncă este în spatele nostru, al fiecăruia. Începând de undeva de la 9 ani să cânt, spunea și Adina că pe vremea noastră se cântau piese de copii. Ei, nu. Eu una nu mi-aduc aminte să fi cântat vreodată vreo piesă de copil, pentru că la concursuri nu prea se făceau categorii. Foarte rar găseai concursuri în care ne împărțeau cumva pe căprării, da? Și atunci trebuia să concurez eu la 9 cu unul de 14, cu unul de 17, cu unul de 18 și automat eu n-aveam cum să cânt Melmel Codobel când respectivul cânta, eu știu, o piesă Laura Stoica sau o piesă nu știu ce. Sunt din altă generație, că ce, tocmai ce spuneam că sunt mai mare decât tine. Și atunci, atunci era foarte greu să te apuci tu să cânti o piesă știută de la grădiniță sau de la bunica din ogradă, în momentul în care cei de lângă tine deja erau cu standardele foarte sus. Foarte sus. Și atunci eu una nu mi-aduc aminte să fi cântat vreodată o piesă de copii și munca a fost titanică. Tocmai din cauza asta. Haideți să trecem și la a treia categorie, okay. Punem publicitate, că îi ținem așa. Când eram la grădi, cântam la oglindă. Piesa la oglindă sau la oglindă? La oglindă. Cântam piesa la oglindă. Să-mi creștez în grindă. Cântam acapela și o cântam foarte bine. Perfect intonată. Abia așteptăm să o auzim. Ai tot? Ok. Să te jurizăm, zic. Categoria trecem mai departe. E dat drum. Emoțiile sunt mari, cresc de la fiecare categorie. Îmi place să cred că înțelepciunea vine odată cu vârsta și nu vreau să vă țin foarte mult în suspans, vreau să vă spun că trebuie să știți să și pierdeți. Noi am știut să și pierdem și noi am fost la concursuri ca voi și poate n-am știut să găsim echilibru acel major și maxim care a fost în momentul de față, dar am învățat să pierdem. Deci a te duce la concurs nu înseamnă numai să câștigi, înseamnă să și pierzi. Dar a pierde înseamnă să te ambiționeze mai mult, să te facă mai puternic. Așa cum spunea și Vera, talentul nu ți-l ia nimeni și atunci dacă ai încredere în tine, este foarte important să ai încredere în tine și să spui eu sunt cel mai bun și dacă cei care m-au ascultat n-au avut de data asta șansa de a mă înțelege ce interpretez sau ce cânt, va fi o dată viitoare, va fi next time și atunci ambiția lor crește și următorul concurs va fi de bine. De ce mi-am ales această categorie? Pentru că este, consider eu, cea mai grea categorie, dacă pot să mă exprim așa. Și ești foarte apropiată de vârsta lor. E, nu, lăsați, că sunt chiar un pic mai tânără, dacă stau să mă gândesc. Dar m-a impresionat maturitatea vocilor, în primul rând. Și nu o spun doar ca să le cresc puțin moralul. Ei au deja moralul crescut, știu exact ce pot, știu exact cât pot să întindă și să se întindă, dar maturitatea vocilor, nu știu dacă ține neapărat de experiența care o au în spate, țin pentru că așa s-au născut cu acest har, cu timbru vocal mai special, pentru că întotdeauna în viață trebuie să găsim oameni mai speciali. Nu toți suntem egali și nu trebuie să deranjeze pe nimeni lucrul ăsta. Degetele de la mâini nu sunt egale. Pentru că au fost discuții și momente în care, da, eu am cântat foarte frumos, dar eu am avut un moment în care am excelat.
dar e momentul nostru în care noi știm dacă s-a excelat sau nu s-a excelat. Sunt voci foarte bune, voci mature. Ce le mai lipsește la acești concurenți mai este de lucrat și acolo se lucrează cel mai puțin, la atitudine. Că o rochiță, un pantalon se mai aranjează cu un hairstylist, cu un make-up, cu ce ține de frumusețe, dar atitudinea care o ai pe scenă, aia trebuie lucrată. Pentru că toată lumea intră în interiorul vocii și lucrează timbru vocal, interpretarea, nuanțele, feeling-ul, experiența, exact. Dar atitudinea pe scenă nu înseamnă să îmi cânți mie și să te uiți în sus sau în jos sau în alte direcții și să mă ignori. Adică ceea ce îmi cânți trebuie să îmi și arăți și să-mi transmit, să te uiți în ochii mei. În momentul în care eu, Costi, nu mă uit la tine, înseamnă că am ceva să-ți ascund și nu-ți spun cu adevărat ceea ce cred eu, da? Îmi place să privesc omul în ochi, pentru că pe lângă faptul că ochii sunt oglinda sufletului, îți arăți și frumusețea ta și sensibilitatea ta. Și hai să vedem acum, acum e acum. Dan Denisa Maria, felicitări! Je veux... am spus că limba franceză și muzica franceză face parte mai mult de 90% din viața mea. Am considerat-o cea mai sexy limbă pentru mine. Deci vorbesc din punctul meu de vedere muzical. Da, așa este. Constantin, Ana Maria, You and I, Baciu, Georgiana, Rise Like a Phoenix. Sunt melodii, o să discutăm imediat și despre melodii. Udroiu, Bianca, Elena, Matei, Claudiu, Popescu, Flavia. Aveți din partea noastră toate felicitările, pentru că sunteți foarte buni. Această categorie am avut așteptări foarte mari, pentru că deja la ei te aștepți să-ți arăt experiență. Să nu fiți dezamăgiți ceilalți care ați avut evoluții bune și voi, dar... să înțelegeți că la concurs, așa cum a spus și Adina, nu se caută doar vocea. Trebuie să ai un pachet complet și complex. Așa este, Marius? Până la urmă, dacă am căutat doar vocea, Piteștiul, nu, și nu numai Piteștiul. Țara, în general, este plină de talente, plină. Și eu sunt foarte fericită că ei au această posibilitate să își lanseze talentul, să spună ce au de spus, pentru că noi rămânem să le spunem acolo, să le dăm niște mici secrete din ce am căpătat noi și ce am câștigat de-a lungul anilor. Că, să știți că de multe ori, ca și în meserie, meseria se fură, nu se învață, da? Mai ales pe scenă, de la un gest, de la o interpretare, de la nu vine nimeni să spună, știi, chiar am spus colegilor mei aseară că fetele când interpretează au un gest care nu și-l pot controla de dreapta, stânga, ceva de genul și interpretezi și băieții o au sus în jos, sus în jos. Deci sunt gesturi care nu se pot controla. De-aia spun că de fiecare dată nu numai a cânta este foarte frumos. Da, muzica înseamnă artă și arta este foarte complexă. Corect. Felicitări încă o dată pentru toate categoriile. O să discutăm mai multe și despre categoria 15-18 ani. Mai avem de discutat la această categorie, dar după o scurtă pauză publicitară trebuie să ne luăm și noi salariile, bineînțeles. Și tocmai de aceea o să băgăm un scurt material special și revenim după câteva minuțele. O să discutăm despre ce se întâmplă cu finaliștii și ce trebuie să facă ei mai departe până la urmă. Așadar, publicitate și revenim. Antenața. Alo, alo, vreau să vă spun ceva. Doar știm, tu ai ce comenta. Apropiați-vă și tot veniți la prețuri mici, pânghesuiți. Când vrei să-ți cumperi în căsuță o canapea, pătuț sau măsuță și jucării și chiar hăinuțe, mobilier și veiozuțe, un singur loc e consacrat și refăcut și minunat. Veniți la noul Argintex. E sinonim cu ieftin. Argintex. Argintex. Tot ce e bun și ieftin.
În 20 de ani multe s-au schimbat, iar tehnologia a evoluat. După 20 de ani de experiență în domeniul termopanului, Send 92 lansează în acest an cea mai bună și mai robustă fereastră din termopan. Bariera termică, formată din 5 sau chiar 7 camere, oferă liniște și confort. În plus, economia de energie se va simți încă din prima lună. E timpul să faci pasul către ferestrele viitorului. Te așteptăm la Send 92 Pitești. Telefon 288080. SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni și întâmpină clienții cu o ofertă irezistibilă. Apometrizare la prețuri fără concurență. Achitați doar 35% din valoarea apometrului și puteți plăti în 3 sau 4 rate lunare. Mai mult, la semnarea contractului individual de apă canal pentru apartamente, intrați în tombola ofertei și puteți câștiga două premii constând în returnarea contravalorii branșamentului individual pentru apartament și valoarea achitată pentru apometru. Marele premiu, o bicicletă. Informații la telefon 0348 445 885 sau pe site-ul instituției. Cauți un loc de muncă stabil, îți dorești să crești profesional, vorbești limba italiană. Alătură-te unei echipe dinamice și performante cu peste 2200 de angajați numai în România. Salariul de 1200 de RON plus alte premii te vor convinge. Vino în echipa Comdata, iar fidelitatea ta va fi răsplătită. După primele 3 luni lucrate, vei primi 100 de euro bonus. Vino cât mai repede la centrul de afaceri Pitești, etaj 2, telefon 0732671108 sau CV la office.comdata@gmail.com. Comdata, we care, we share. Societatea comercială Mehtub SRL din Mărăcineni comercializează produse specializate în domeniul nutriției animale garantate pe piețele din 50 de țări din întreaga lume. Concentratele și furajele Evialis pentru pui, porc sau tauri ajută la creșterea și îngrășarea animalelor. Specialiști internaționali în nutriție și sănătate animală recomandă concentratele și furajele marca Evialis. Societatea Mehtub SRL, specialiștii dumneavoastră în furaje și concentrate pentru nutriție animală. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Antenața! Am revenit la matinal și am revenit cu musafirii noștri de astăzi. Pentru cei care au dat televizoarele, care au pornit televizoarele mai târziu, vă reamintim că alături de noi se află o parte din juriul pe care l-am avut ieri la preselecțiile trofeului Anteneața: Marius Bălan, pop opera singer, Cristina Neacșu, solistă Teatrul Alexandru Davila, Vera Negoșanu, solistă, o cunoașteți, nu mai e nevoie de prezentare, și Adina Sima, profesor de canto. Le mulțumim mult pentru participare, pentru munca depusă ieri de la 12 până la 19, foarte multe ore. Și le mulțumim pentru acest lucru. Vorbeam de ultima categorie, categoria 15-18 ani, o categorie foarte bună, având în vedere și experiența lor și vocea lucrată până la urmă, că au avut la dispoziție mai mulți ani să-și lucreze vocea decât cei mai micuți. Au avut și atitudine. Da, corect. Aici de aici și experiența, mă gândesc, și participarea la alte... Se cere mai mult. Uh-huh. Pentru că categoria o cere. Corect. Dar, într-adevăr, ei au știut că noi vom cere mai mult de la ei și chiar au venit pregătiți. Pe lângă interpretare și alegându-și piesele acolo unde ei s-au jucat, pentru că asta este și ideea. În urmă, trebuie să fii cu ceva al tău. Fiecare interpret se definește prin ceva. Trebuie să-și aducă aportul la ceva, niciodată să nu imiți pe cineva. Eu, dacă mi-aduc aminte, noi am crescut, dacă pot să spun așa, cu melodiile lui Whitney Houston și am luat din tehnica vocală ce s-a putut, pentru că nu poți să imiți un asemenea talent și o asemenea voce și nici n-ai de ce până la urmă, dar asta și spuneam mai devreme, că meseria se fură. Ei au furat. Da. De la toți cei care au văzut pe scenă un gest, o privire, un zâmbet, o atitudine, un feeling, o nuanță, pentru că muzica este foarte complexă și dacă iei fiecare frază în parte, o să las profesorii să vorbească mai intens și mai aprofundat. Oricum, ideea este că treaba cu furatul nu e pe latură penală, deci aici se fură angro. Metaforic, dacă putem să ne exprimăm așa, și se fură frumos. Dar mi-a plăcut, chiar am fost frumos surprinsă de atitudinea lor pe scenă. Au fost foarte degajați, ceea ce nu mă așteptam, pentru că emoții sunt, de ce să nu să-mi arăt mie pe ăla care nu spune, da, știți, eu n-am venit și n-am niciun fel de emoții, n-am nicio treabă. Dar tu ce emoții ai de câte ori
te pregătești să intri pe scenă. Dar eu tot timpul am emoții. Dacă n-am emoții, înseamnă că am o problemă. Înseamnă că am o problemă, da. E simplu. Dar faptul că au intrat pe scenă și au zâmbit și asta a spus din start că știu exact ce vor și ei se așteaptă să spună ceva acolo pe scenă. Entertainerul de serviciu aici. A fost o atmosferă la preselecție extraordinară și faptul că ei au stat în sală și au văzut prestațiile colegilor lor mai mari și mai mici, cel puțin pentru cei mari, de-aia era ușor cocoși, pentru că au adoptat atitudinea asta, stai puțin că ți-arăt eu, măi, copile. Asta e și din cauza vârstei. Da, din cauza vârstei și da. Faptul că au fost acolo cu toții și s-au aplaudat între ei, nu știu, da, s-au susținut, nu știu exact ce cadre s-au filmat așa, și atmosfera de acolo, nu știu la câte concursuri se întâmplă asta. Și foarte bine pentru că se întâmplă, e foarte bine că se întâmplă asta. De ce? În majoritatea concursurilor de copii ce am sesizat eu, părinți greșiți enorm. Greșiți enorm atunci când nu vorbi cu ăla. Tu ai luat premiul la te rog frumos. De ce? De ce să însămânțezi ură și zâzanie în sufletul unui copil, cea mai pură ființă? De ce asta? Mi-a plăcut că aseară au fost foarte, foarte închegați, atmosfera a fost plăcută, caldă și astfel s-au provocat într-un fel unii pe alții. Da, a fost o atmosferă de fair play până la urmă. Eu am fost bucuros că m-am lansat în cariera de DJ. Bravo, bravo, ai fost super. Mi-a zis deci a fost încântat pentru că toți soliștii a trebuit întâi să treacă pe la Marius Bălan și pe urmă să treacă la... Corect, el a fost cu CD-urile, cu sticurile și dacă tot ai fost, el a plecat și cu sacoșile acasă. Da, drept de șmecher. Dacă tot ai fost DJ iar, haideți să vorbim... Păi vrei să spun sunetist, e mai urât DJ. Nu e adevărat, nu, e mai bine. Onorant. Bine, domnul sunetist. Spune-ne și, de cele patru excepții, ca să-i numim așa. Ar fi fost chiar mai multe, dar sunt cinci. Da. Mie mi-e cu patru. Și una cu patru, că una e surpriză. Una dintre excepții. Ideea este așa, domnul Costi, vă rog să mă iertați că v-am întrerupt. Vrea să spună că una dintre excepții nu e... Era mai devreme, este chiar acum pe ecran. Acum pe ecran. Da. Eu sunt de părere că în momentul în care citim un regulament, ne dăm seama că în el scrie să descoperim talente noi, să descoperim, să promovăm oameni noi, pe când oamenii noi n-ar avea loc de oamenii vechi, ca să zic așa. Și cu părere de rău, adică nu vreau să... Vreau să ne montăm și să gândim că trebuie să facem, să evoluăm. În momentul în care îmi vine un copil de la Sankt Petersburg cu un premiu, când vine de la din Bulgaria, concursuri internaționale, când primesc trofee la nivel național, în momentul în care vii aici, automat ești cel mai bun. Pentru că ai oricum o experiență. Și atunci, cei care ar vrea să iasă, n-au loc, n-au unde, n-au cum. Să-i lovesc mereu de aceeași premiu. Și devine și frustrant. Devine frustrant, o spun, nu din experiența mea, ci din experiența copiilor pe care i-am văzut. Devine frustrant să te lovești de aceeași. Aceeași, aceeași. Și atunci eu am găsit, ca întotdeauna sunt ăsta cu gura mare. Nu, fii atent. Nu, am găsit soluția și am propus. Vă mai șochează acest lucru? Nu. Stați-mă să vă zic. Stați-mă. Deci, fiți atent. Da, am găsit soluția asta și le-am propus și mă bucur că au îmbrățișat ca Alexia Nicolae, Diana Ștefănescu, Valentin Poenariu, Ștefania Vorovenci și Bobi Nedelcu să fie onorați cu un recital. Este mult mai frumos pentru un artist să vină recital, să cânte, decât să stea cu emoția... Nu uita de Alex Purvo. Da, dar el oricum nu intra în discuție. Da, El oricum era invitat. Era invitat, da. Nu? O idee splendidă. Vă mulțumim, doamnă. Este exact nu ce ai spus tu. Nu, să știi că eu sunt foarte încântat. Scuze-mă puțin. Este foarte important că sunteți de acord cu treaba asta. Pentru că învățăm și pe ei așa. E treaba de evoluție. Și nu o să evolueze în momentul în care o să meargă tacticos peste tot în aceleași formații. Dar să nu credeți formații. Că nu i-am lăsat să cânte. I-am lăsat să cânte. I-am lăsat să cânte și asta... I-am văzut și pe imagini până exact, la urmă. Asta s-a discutat după ce s-a terminat preselecția. Dar le-am spus și lor.
Le-am spus și lor. Le-am spus ideea noastră, dar s-a hotărât după ce i-am lăsat să cânte și după ce am ascultat pe toată lumea. Abia atunci, da, la deliberare, am hotărât, super, cu toții să facem acest lucru și, așa cum spui și tu, eu cred că este o idee onorantă și este foarte frumos că să-i facem cunoscuți pe acești copii care deja sunt foarte cunoscuți în țară. Și unii care chiar mai mult în țară decât aici la noi. Da. Și sunt copii noștri, ai județului. Sigur. Și e foarte frumos să-i arătăm, uitați. Ei sunt. Ei mai ales sunt cei parte care ne reprezintă în toată țara și care sunt cunoscuți de nume mari din țara asta. Și e frumos că îi aducem pe scenă în recital. Dar ceilalți să nu aibă complexe că vor participa... N-aveți microfon. Ceilalți să nu aibă complexe că vor participa acești concurenți, artiști foarte buni și atunci nu vor avea loc. Nu. Mi s-a dat această posibilitate în care să-și ia starea naturală, fresh, să fie liniștit, să nu se gândească, da, el a fost la concurs mai departe la București, așa, și atunci tot el va lua. Nu, am fost foarte corecți, am încercat să găsim un echilibru și toți am fost de acord din punctul ăsta de vedere și am spus, cei care au mers mai departe de București încolo, haide să-i lăsăm la o altă etapă, da, și să le dăm posibilitatea de viitori artiști, să vedem cum evoluează ei pe scenă și care sunt viitorii noștri artiști, pentru că asta și vrem să vedem, de fapt. Și concurenții care i-am ales ieri după amiază să nu aibă această teamă că nu vor avea și ei câștig de cauză la un trofeu sau, de ce nu, la un premiu de popularitate. Da, că tot stă Marius cu mâna ridicată, doamna Vera Negoșanu, vă rog. Ok, nu vreau să spun că... Nu, eu vreau să spun o treabă foarte scurtă. Zi, hai, te las. Ideea este așa. Există un grup aici în județul Argeș care se numește Mlădițe Argeșene. E, să lăsăm mlădițele să iasă. Să crească, da. A fost scurt și lovit. Nu știu cum Dumnezeu, dar juriul ăsta este format din membri foarte vechi care au trecut prin chestii vechi? Tare. Da. Care au trecut prin chestii foarte tâmpite la rândul nostru, fiecare. Și atunci a fost normal cumva să luăm niște decizii care să nu-i afecteze pe cei mici, pe cei mari, pe cei foarte mari, așa cum noi am fost oareșcum afectați la rândul nostru. Hai să spunem că, nu știu voi, nu vă bag. Eu sunt, am fost ușor frustrată de câteva ori. Tocmai din cauza vocilor foarte bune care au venit la N festivaluri, N trofee și la un moment dat chiar nu puteai să scoți capul. Adică chiar s-a întâmplat la festivaluri foarte, foarte mari unde mă așteptam, juriu, să zică măi, mai ho, mai stai, să cânți cu mine la interpretare și apoi la 10 minute să te văd în recital cu alte nume mari. Deci chiar am întâlnit treaba asta. Încă o premieră la Pitești, se spune nu când trebuie. Da, corect. Și a contat. Puțin au avut curajul și ai dreptate. Puțin au avut curajul. Deci chiar puțin și la nivel foarte mare. Vorbesc la nivel unde foarte mare. Unde se scoate mitraliera. Da, în caz ca de la ceva. Nu chiar. Deci, nu știu, chiar... Vreau să spun că totuși acolo a fost discuția cea mai mare. Da, și ca de obicei. Nu că... Părinții. Glumesc. Nu, ca de obicei părinții, unii de multe ori împing prea mult, pun prea multă presiune asupra copilului și de obicei se întâmplă exact unde nu trebuie. Adică la copiii care n-ar trebui împiși de la spate pentru că au ajuns deja la nivelul ăla și mai sus n-au cum să meargă, oricât ar munci. Să știți că la un moment dat, oricât de mult ai munci, dai de o barieră, de acolo încolo nu mai merge. De-aia există Selin, de-aia există Măraia, de-aia există... Nu putem să fim toți așa. Nici noi, nici ei. La un moment dat, după foarte multă muncă, la un moment dat te oprești. Oriunde ar fi, ai o limită. E, părinții copiilor care au ajuns deja la limită sunt foarte, pun foarte multă presiune pe ei. Și acolo unde ar trebui să se pună presiune, nu se pune și la un moment dat unii chiar se pun pe tânjală și se pierd în decorul ăsta. Și e păcat. Au fost voci că la un moment dat, de ce? Copilul meu n-a cântat toată melodia în preselecție. Să ne fie cu iertare, au fost peste 120 de voci.
ascultată de la 12 până la 19. Bine, 18 că oră am ținut-o noi într-o discuție. Două ore jumate de discuție. A fost, înseamnă că au fost atât de plăcute încât nici nu mi-am dat seama cum au trecut alea două ore jumătate. Bine, oricum, membrii juriului sunt specialiști. Membrii juriului își dau seama, la dumneavoastră mă refer, de la primele acorduri. Toți sunt specialiști acolo. Ai înțeles? Da. Și ăia din de după ușă sunt cei mai mari specialiști, tot timpul. Da? Ok, acolo deja e spuma. Și după ușă auzi spuma cu toate spumele ei. Da? Deci după ușă auzi toate comentariile posibile. Să ne ierte părinții că nu i-am lăsat în sală, dar pentru a evita astfel de ciocniri între noi și comentarii și copii și se emoționeze și mai e rău. Eu nu mi-aș cere iertare la părinți sau față de părinți, pentru că tu n-ai ieșit pe hol. Să ne explic așa. Da, rostul lor, da, rostul lor e să stea după ușă și să-i lase... Nu, ideea este că a fost o atmosferă atât de plăcută. Eu, mie îmi place să mă joc cu copii, e lumea mea. Vă spun sincer că mă înțeleg mult mai bine cu copiii decât cu adulți. Da, m-ați văzut că sunt în lumea lor acolo, îi fac să râdă, ne amuzăm, totul trebuie să fie o distracție și totul trebuie să vină natural. Acum, să spun puțin despre cum am pus negativele pentru copii. Acum, noi am știut toate melodiile alea care s-au cântat acolo, le știm pe din afară. Dacă nu știau cuvintele, le spuneam noi că le auzim, suntem în jurii naționale și așa știm melodiile pe din afară. Nu, de asta ne-am acum știm și care este dificultatea fiecarei melodii pe care au cântat-o. În momentul în care, exact, știi toate chichițele din melodia aia pe care o cântă copii. La melodiile la care începutul a fost monoton, da? Am pus melodia la final, pentru că sunt buni. Cei care sunt buni știu să-și asculte negativul și știu perfect cu ce cuvinte să intre din orice punct al negativului. Și la cei la care melodiile am știut că sunt complicate la final, negativul s-a pus de la de la 3 sferturi încolo și copilul și-a cântat perfect ce a avut de cântat. Deci fiecare dintre ei, chiar dacă a fost ascultată o parte din melodie, a fost ascultată și partea aceea care a fost mai complicată. Dar nu aveam timp să ascultăm la fiecare copil. Pune la fiecare la copil. 22. Păi te-am chinuit puțin. Pune de la secunda, de la 1:57. Dar... altfel nu aveam cum. Dacă stăteam să ascultăm toată melodia la fiecare copil, ne trebuiau vreo 2 zile. Da, corect, asta așa este. Nu ne-am așteptat să fie atât de mulți copii. Cei care au fost înscriși pe liste, cred că nici jumătate n-au fost din ce s-a înscris ieri. Scurt, dacă se poate, pentru că vreau și niște sfaturi pentru finaliștii de la sigur, fiecare. Sigur, foarte scurt. Mai am vreo 3 minuțele. Atenție tuturor, cum vă alegeți repertoriu. De ce? Aici lângă mine a fost Scorpionul ieri. Atât a venit cât ai avut. Nu. A fost foarte inspirat atunci când unii și alegeau piese foarte proaste, zic. Neinspirate, că piesele n-au nicio vină. Corect. Pentru ei, în secunda aia, au fost neinspirate și atunci Neacșu Cristina aici de față îi punea să cânte a capela. Genial. Genial. Da, au fost foarte multe persoane care au fost puse să cânte și după piesa respectivă. Costi, punând copiii să cânte a capela, toți fug de lucrul ăsta. Cu negativ în spate, ești protejat sau îndoi altfel, te bazezi pe niște voci acolo, backing-uri care le ai pe negativ și trecem mai departe, dar eu consider că le-am făcut un bine, pentru că melodia chiar nu i-a avantajat de nicio culoare și aș fi vrut să le găsesc o melodie care să le vină mănușă pe voce. Și poate că melodia care au cântat-o a capela m-a făcut să scriu acolo un punct în avantajul lor. Și atunci chiar le-am mulțumit pentru faptul că au avut curaj să cânte a capela. Până la urmă, nu știu dacă ați observat că în multe concerte al Larei Fabian, la interviul, cum suntem noi la voi aici la matinal, un artist cântă și la 7 dimineața și la 7 seara și spune, știți, eu nu m-am trezit, vai, și sunt așa de somnoroasă, nu pot să vă cânt acum. Je suis malade, complet malade. Cânti și în somn cânti, da? E, a capela înseamnă să n-ai temere și să
arăți că acolo ești cel mai bun, da? Nu mai avem mult timp, repede câte o recomandare pentru finaliști. Dragii mei, cu capul sus, da? Cu forțe, cu emoții constructive, lăsați-le pe cele care sunt destructive acasă, da? Părinții să vă susțină așa cum v-au susținut de fiecare dată. Noi suntem alături de voi cu toată dragostea, cu tot sufletul și cu tot ce ține de noi. Vă susținem, a susține înseamnă să fim de la A la Z. Și vă doresc succes! Da, vă rugăm! Da, vă rugăm! Fiți pe scenă naturali, încercați să vă gândiți nu numai la ceea ce cântați, pentru că asta știți deja, clar, e deja reflex, unde respirați, unde e partea dificilă și unde trebuie să creșteți ca intensitate, dar în afară de asta gândiți-vă și la ceea ce transmiteți și la ceea ce spun cuvintele și uitați-vă la public. Comunicați cu el, nu stați cu ochii în pământ, fiți voi. Nu vă uitați la noi, noi o să fim acolo, vă notăm, ignorați-ne, voi aveți atunci treabă cu publicul, nu cu noi, noi o să fim parte din public, o să aplaudăm sau o să huidim, nu, glumesc. Voi trebuie să fiți acolo cu totul, să cântați cel puțin, cel puțin la fel de bine ca în preselecție, pentru că eu sunt vai de capul meu, dar am spus cel puțin, pentru că mie mi-au plăcut toți, deci eu nu am o problemă cu niciunul din listă, să fi zis că parcă nu. Nu. Ați fost foarte buni și cei care ați plecat acasă ați fost foarte buni, v-am spus, n-a fost momentul vostru. Muncă, muncă și iar muncă. Marius. Fiți prezenți, fiți acolo, că asta e cel mai important. E momentul vostru, profitați de el. Vă mulțumim, vă mulțumim tuturor și dumneavoastră vă mulțumim că v-ați uitat și astăzi la noi și vă așteptăm, bineînțeles, săptămâna viitoare, în fiecare zi, de la ora 7. Și fiți cu ochii pe Observator, acolo vom da din nou finaliștii și pe Facebook la noi vă vom anunța, nicio problemă, veți afla cei care au intrat în final, iar pe ceilalți vă așteptăm pe 10 iunie la teatru, la marea finală. Ora 6. Numai bine, da. Ne vedem luni. Pa! Weekend frumos! Așa începe viața.